Bun găsit la știri, doamnelor și domnilor! Căderile masive de zăpadă au blocat pur și simplu orașul Vaslui. Autoturismele și mijloacele de transport în comun se deplasează cu dificultate pe principalele artere ale municipiului. Cozile de mașini dau bătăi de cap șoferilor. Pe timp de iarnă, numai șofer să nu fii. Mormanele de zăpadă care tronează și la ora actuală pe marginea străzilor îngreunează traficul din municipiu. În plus, mașinile parcate la voia întâmplării creează ambuteiaje. Nemulțumiți de această situație sunt atât șoferii profesioniști cât și cei amatori. Zăpada necurățată, jale. Într-un cuvânt, jale. Atât. Pe unde se circulă cel mai dificil? Printre blocuri, de pe Ștefan cel Mare până pe Donici, nu se poate circula. Numai pe un singur sens. Și în rest, plus cartierul, pe un singur sens. Cam cât timp pierdeți în trafic, în ambuteiaje, ca să spun așa? Fără cuvinte. La o comandă ajungi în 10 minute, în sfert de oră. N-ai cum să ajungi. Catastrofal! Mașini lăsate aiurea, nimeni nu bagă, nu le dă importanță, poliția nu-și face datoria. Mașini aiurea lăsate și apoi dacă le lovim, pe urmă suntem vinovați. Nu se poate așa ceva. Fiecare de să aibă grijă de lucrul lui. Dacă nu are grijă de lucrul lui, înseamnă că nu ești răspunzător de ce faci. Foarte greu să circul. Greu. Circul și mașinile mie stăt așa, trebuie să fie poate el atunci. Urcă pe morman acolo. Nici pietonii nu se arată mai încântați de modul în care se circulă în aceste zile în Vaslui. Cei mai revoltați sunt călătorii care se deplasează cu mijloacele de transport în comun. Timpii mari de așteptare a autobuzelor în stații îi deranjează pe cei care vor să ajungă cât mai repede de la o locație la alta. Vasluienii sunt remunerați cu unele dintre cele mai mici salarii din țară. Potrivit Direcției Județene de Statistică, în luna decembrie, câștigul salariat mediu brut la nivelul județului a fost de 1479 de lei. Salarii mult sub nivelul celor practicate în majoritatea județelor din țară. De asta o parte angajații vasluieni. În timp ce Bucureștiul, capitala țării, ocupă prima poziție din punct de vedere al remunerației, Vaslui se clasează pe ultimele locuri la acest capitol. Conform informațiilor oferite de Direcția Județeană de Statistică, în luna decembrie, câștigul salarial mediu brut a fost de 1479 lei, în timp ce câștigul salarial mediu net a ajuns la 1092 lei. În județul Vaslui, la nivelul lunii decembrie, câștigul salarial mediu brut a fost de 1479 de lei. Peste medie s-a câștigat în agricultură, silvicultură și piscicultură 1774 și în servicii 1481, iar sub medie s-au situat câștigurile din industrie și construcții 1434 de lei. Câștigul salarial mediu net a fost de 1092 lei. Peste medie s-a câștigat în agricultură, silvicultură și piscicultură 1281, iar sub medie au fost câștigurile nete din industrie plus construcții 1070 de lei și din servicii 1090 de lei. Ca și în lunile precedente, cei mai mulți bani au ajuns în buzunarele angajaților din servicii, piscicultură, silvicultură și agricultură, iar cei mai puțini în industrie și construcții. Primarul Vasile Pavel a anunțat în ședința de Consiliu Local pe aleșii municipali vasluieni că Laurențiu Turbatu, șeful poliției locale, și-a dat demisia din funcție. La momentul de față, Laurențiu Turbatu se află în perioada de 30 de zile de preaviz. Între timp, la poliția locală va fi numit un nou director interimar, după care va fi organizat un concurs pentru numirea pe post a unui nou șef. Cercetat în mai multe dosare cu iz penal, Laurențiu Turbatu a demisionat din fruntea instituției. Surse neoficiale din cadrul primăriei Vaslui susțin că șefia poliției locale va fi preluată de Sorin Catană, ofițer a serviciilor ordine publică din cadrul Inspectoratului de Poliție al județului Vaslui. Consilierii vasluieni au fost îngăduitori cu Turbatu la ultima sa apariție ca șef al poliției locale. Astfel, o parte dintre aceștia chiar au mulțumit domniei sale. Mulțumesc personalul domnului director pentru activitatea de la poliția locală. A fost un profesionist și pionier al poliției locale vasluiene, a precizat, spre exemplu, consilierul Iancu Arcăleanu. Este bine ca domnul primar a intervenit și a clarificat problema poliției locale. Noi trebuie să intervenim pentru continuarea activității poliției, a precizat un alt consilier, de această dată al Partidului Național Liberal, Florin Ciurariu. În maxim două zile se așteaptă de la București avizul pentru noul director, comisarul șef Sorin Catană, fostul șef al Poliției Rutiere Iași. Urmăm un interviu. Când nu-i pot să călca în picioare, profesionalismul, pregătirea, munca depusă, că trebuie să fii foarte cumpătat în... De aceea am lăsat la latitudinea dumnealui încotro. Dumnealui știe foarte bine. Și a spus, domnule primar, îmi depun documentul, lăsând altui coleg să preia. Sigur că
Ce așteptăm în continuare? Așteptăm de la cel care va veni, chiar și interimar până la organizarea concursului și după organizarea concursului, dar cel care va prelua, o credibilizare a activității. Un statut al polițistului comunitar, așa cum prevede legea. Un statut al polițistului comunitar care își face datoria așa cum are sarcini de servicii. Nu un cârcotaș, nu un om care încearcă pe toate căile să nu facă diferite servicii în diferite posturi, că e bolnav, că e... Nu intervin modificările în numărul acesta, deci se găsesc la un număr de 109 funcții. Din cele 109 funcții, 106 sunt funcții publice, iar 3 funcții sunt funcții contractuale. Din cele 106 funcții publice, fac mențiunea că 94 funcții publice sunt ocupate și 3 funcții sunt contractuale. Rămân o diferență de 12 funcții publice care sunt vacante. Din cele 12 funcții publice vacante, 6 sunt funcții publice de conducere, iar 6 sunt funcții publice de execuție neoperative. Intervin modificări doar în structura statului organigramei referitor la modificarea unor birouri și a unor servicii pentru buna funcționare a instituției. Astfel, Serviciul de Ordine Publică va fi completat și, având în anterior o organigramă doar un singur birou, va avea lucrativ 4 birouri, va rămâne Serviciul Circulației. Am comasat birourile Urbanism, Comercial și Mediu cu un număr de 6 polițiști locali și cu un șef birou cu 7. Dar vreau să vă mulțumesc, în primul rând, domnului primar, pentru că de-a lungul celor 4 ani ca primar am colaborat foarte bine și eu zic că am îndeplinit toate dispozițiile care au fost legale. Să mulțumesc Consiliul Local 2008-2012 și 2004-2008, atât faptului că în 2005 am luat ființă datorită dumneavoastră Poliția Comunitară și datorită dumneavoastră un număr de 170 de oameni în 2005 nu au rămas pe drumuri, că în 2011, ați înființat Poliția Locală. Vreau să urez poliții locale mult succes și să găsească locul acolo unde merită, alături de cetățenii municipiului Vaslui. Vă mulțumesc! Străinătatea este mai atractivă pentru persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă decât piața autohtonă. În timp ce angajatorii vasluieni pun la bătaie 110 locuri de muncă, peste hotare sunt disponibile în jur de 700 de posturi. Chiar și pe timp de criză, locurile de muncă sunt mai bogate în celelalte state membre ale Uniunii Europene decât în România. Astfel, persoanele aflate în căutarea unui post au la dispoziție, în această perioadă, 689 de locuri de muncă în țări precum Norvegia, Cehia, Belgia, Germania sau Danemarca. Salariul oferit de angajatorii străini pleacă de la 1000 de euro pentru un post de sudor și poate ajunge până la 5000 de euro pentru un post de medic. Prin rețeaua EURES sunt oferite în străinătate peste 600 de locuri de muncă în țări precum Austria, Germania, Belgia sau Danemarca. La nivel local, în intervalul 15-21 februarie, în evidențele Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă, sunt înregistrate 110 locuri. La Agenția Locală Vaslui sunt disponibile 51 de posturi, la Agenția Locală Bârlad 40 și la Agenția Locală Cuș 19 locuri de muncă. În această săptămână, Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Vaslui oferă persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă 110 locuri de muncă vacante în diverse meserii. La nivel județean, pentru studii superioare există 15 locuri de muncă, iar pentru studii medici și profesionale sunt oferite 95 de locuri de muncă. Arte, remedii, tradiții, educație. De asta vor avea parte vasluienii și nu numai care vor trece pragul Muzeului Județean Ștefan cel Mare din Vaslui. În intervalul februarie-martie, instituția găzduiește Festivalul Anual Internațional al Artelor Frumoase. Joi, 16 februarie, în sala Arta a Muzeului Județean Vaslui, a avut loc vernisajul expoziției de artă plastică, Festivalul Anual Internațional al Artelor Frumoase. Evenimentul a adunat la un loc oameni de cultură locali, elevi, dar și artiști plastici din județul vecin Iași. Avem onoarea astăzi să deschidem o expoziție a Festivalului Internațional Arte. Mulți dintre dumneavoastră ați înțeles că aceste majuscule fiecare reprezintă, are câte o conotație, un subînțeles. Este dincolo de arte, este vorba și de tradiții, educații, remedii, terapii și mai ales este vorba despre un proiect intracultural inițiat de Uniunea Artiștilor Plastici din România, filiala Iași. În cadrul acestui proiect se dorește un dialog permanent cu sufletul dumneavoastră
prin terapia culorii sau prin răsturnarea silului pe care o oferă arta în general. Tema expoziției din acest an o constituie comunicarea. Prin lucrările pe care le-au realizat, artiștii și-au prezentat sufletul în fața vizitatorilor. Am zis să oferim această expoziție care a fost pe zimeze la galeriile din Iași, la Cupola și Tonița, să o vadă și vasluienii mei. Și cred că nu o să vă pare rău să vedeți ce se întâmplă în lumea artelor în ultimul moment. O expoziție amplă, să știți că nu sunt toate lucrările aduse, pentru că nu au încăput. Și la Iași, să știți că au fost sălile foarte aglomerate. Deci s-a făcut cât de cât o selecție și iată această expoziție împlinită. O expoziție foarte diversă, cu foarte mulți artiști, mare majoritate profesioniști. Expoziția de artă plastică va fi găzduită de Muzeul Județean Vasluian în intervalul februarie-martie 2012. Schimbând domeniul, angajatorii vasluieni mai au la dispoziție aproximativ 2 săptămâni pentru depunerea fișelor fiscale pentru anul 2011. Aceste acte se depun în format electronic, pe suport magnetic sau optic, însoțite de un bordereau privind conținutul acestora. 29 februarie este ultima zi în care angajatorii vasluieni mai pot depune fișele fiscale privind impozitul pe venituri din salarii. Potrivit legislației în vigoare, formularul se completează pentru fiecare lună cu sumele din statele de plată sau alte documente prevăzute de lege referitoare la angajatul respectiv, aferentă perioade impozabile și plătite angajaților până la data limită de depunere a fișelor fiscale. În cazul fișelor fiscale întocmite pentru salariații care își desfășoară activitatea în cadrul sediilor secundare, acestea se depun de către contribuabilul care le-a înființat la organul fiscal competent pentru administrarea acestuia. Angajatorii au obligația de a completa fișa fiscală privind impozitul pe veniturile din salarii, formular 210, pentru fiecare persoană care realizează venituri din salarii sau asimilate acestora la funcția de bază ori în afara funcției de bază. Termenul de depunere a fișelor fiscale pentru anul 2011 este 29 februarie 2012 inclusiv. Menționăm că angajatorii au obligația de a edita fișa fiscală în format hârtie în 2 exemplare. Un exemplar se păstrează de angajator, iar celălalt se înmânează angajatului, semnat și ștampilat potrivit legii. Formatul electronic al formularului se obține prin folosirea programului de asistență elaborată de Ministerul Finanțelor Publice. Programul de asistență este distribuit contribuabililor gratuit de unitățile fiscale teritoriale sau poate fi descărcat de pe site-ul Ministerului Finanțelor Publice. 110 locuri de muncă, anunță Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă. În ce domenii, aflați la știrile pe scurt și tot atunci. Camera de gardă a secției de pediatrie din cadrul Spitalului Județean de Urgență este zilnic aglomerată. În medie aici sunt consultați câte 30 de copii. Ne revedem cu știrile sportive. O bătrână în vârstă de 70 de ani din localitatea Vasluiană, Mărășeni, a fost găsită fără suflare aseară târziu de către niște vecini. Din primele informații se pare că femeia locuia singură și a înghețat de frig deoarece nu a avut cine să-i taie lemne cu care să facă focul. Bătrâna mai are un băiat pe care vecinii spun că nu l-au mai văzut de mai bine de 2 ani venind la dânsa. În săptămâna 15-21 februarie, angajatorii caută prin Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă 110 muncitori. Pentru șomerii cu studii superioare sunt disponibile 15 locuri de muncă în meserii precum manager de operațiuni, produs, inginer prelucrări metalurgice, responsabil proces, inginer mecanic, centrale termice sau proiectant și 95 de posturi pentru persoanele cu studii medii și profesionale, calificate în meserii precum gestionar, amanetar, casier valută, lucrător comercial, șofer, sudor arc, electric sau șofer de taxi. Potrivit Agenției Vasluiene, 51 din cele 110 posturi sunt disponibile în Vaslui, 40 în Pârlad și mult mai puține în Huși, 19. Copiii sunt printre cei mai afectați de temperaturile geroase din ultimele săptămâni. Spitalele din județ sunt pline de micuții care au ajuns la medic din cauza virozelor respiratorii sau din cauza unor afecțiuni mult mai grave cauzate de frig. În multe din cazuri, o mare parte din vină pentru boala copiilor o au chiar părinții. Camera de gardă a secției de pediatrie din cadrul Spitalului Județean Vaslui este zilnic aglomerată. În medie, aici sunt consultați câte 30 de copii. Statisticile realizate la nivelul județului Vaslui arată că în ultima perioadă au fost înregistrate aproape 1000 de cazuri de viroze, cei mai afectați fiind copiii cu vârsta de până la 14 ani. Medicii vasluieni au diagnosticat cu viroze respiratorie peste 970 de persoane, din care 80 au necesitat internare.
Inspectoratul pentru situații de urgență Vaslui își propune, printr-o campanie de informare, să convingă vasluienii să redirecționeze 2% din impozitul pe venit către Fundația pentru SMURD, susținând totodată toate proiectele dezvoltate, activitatea serviciului mobil de urgență, reanimare și descarcerare, precum și dezvoltarea asistenței medicale de urgență. Trebuie menționat faptul că în județul Vaslui echipajele SMURD au intervenit numai în 2011 la peste 3200 de cazuri, astfel încât la nivel național județul Vaslui se situează pe locul al treilea la numărul de cazuri per ambulanță. În 2011, echipajele SMURD din județ au beneficiat de asemenea de sprijin important din partea fundației. O ambulanță de tip B complet echipată, care a intrat în dotarea detașamentului Vaslui și 15 costume pentru echipajul nou înființat la Garda 2 Negrești. Săptămâna trecută, Comisariatul Județean pentru Protecția Consumatorilor Vaslui a desfășurat 54 de acțiuni de control pentru verificarea respectării prevederilor legale privind protecția consumatorilor, din care 16 au fost tematice și 38 inopinate. Urmarea deficiențelor constatate, au fost dispuse oprirea temporară a comercializării pentru produse alimentare și nealimentare, în valoare de 72.400 de lei, și oprirea definitivă a comercializării sau retragerea din circuitul consumului uman pentru produsele alimentare, în valoare de 530 de lei. Pentru încălcarea prevederilor legale din domeniul protecției consumatorilor, au fost sancționați 44 de operatori economici, 24 de amenzi de asemenea au fost date, valoarea acestora 26.000 de lei, dar și 20 de avertismente. Ea este Nicoleta, sau mai bine spus, luptătoarea Nicoleta. La vârsta când descoperă lumea din jur și cărțile cu povești, ea se confruntă cu mai multe boli, dar asta nu împiedică să zâmbească. Spui poezia! Da! Am venit să confundit, să ducea la grădiniță. Mama mare, unde tu, fetița mea? Eu mă duc la grădiniță să mă fac o doctoriță. Bravo! Bravo! Când părinții ei poate s-au lovit de mai multe piedici, Nicoleta a știut să-i determine să lupte și mai mult, aceștia reușind astfel să o opereze de 3 ori, în schimb pentru o intervenție mai mult decât necesară, e nevoie de sumă mult mai mare decât și-ar fi putut permite vreodată cei doi tineri. Cu toate că pe la început nu ni se dădeau nicio speranță măcar că o să fie totul bine sau așa. Deci, în general, copiii cu mielul meningocel și cu hidrocefalii nu prea să fac copii sănătoși, nu prea... Deci vă dați seama. Deci mie din start mi s-a spus să nu mă aștept să vorbească, să gândească, să meargă, să vadă. Deci la noi, într-un fel, mi s-a spus nu la tot. Păi sinceră să fiu, ca o stea care mi-a luminat viața. Chiar dacă este cu problemele care le are, dar mi-a luminat viața din toate punctele de vedere. Ca un om matur, Nicoleta știe ce probleme are și pentru a fi sănătoasă și a putea merge, face recuperare. Ia, uite cum fac eu. Ia, arată, cum faci tu? Eu? Da, cum faci tu exercițiile? Așa. Jos. Hai, sus. Ușor. Jos. Hai. Hai, și cu asta. Asta cam greu. Are și luxație de șulci. Hai, la asta te ajută mami, da? Este vorba despre o operație la Chișinău. Medic, domnul doctor Platon. O operație prin metoda miofibrotomia subcutanată pe etape, după metoda doctorului Ulzibat.
Metoda asta se folosește la Chișinău de aproape 15 ani, dar în schimb la noi încă nu s-a descoperit, nu. Doar operația 1850 de euro, în afară de drum. Deci operația în sine 1850 de euro. Niciodată nu s-a plâns, deși o doare. Nu poți merge. Nu poți merge, iubita, nu poți. Acolo. Iubiște, mami. Acolo. Unde acolo? Ha. Sunt la pat. Aici. Aici, la pat? La pat. Lintătură. Păi și eu alunec. Eu vreau să meargă așa. Ușor. Alintătură? Mesajul din ochii ei și ai părinților este acela de a lupta în ciuda tuturor obstacolelor. Fiecare dintre voi o puteți ajuta pe Nicoleta să meargă, să lupte mai departe, să poată dansa și mai ales să fie ca noi. Orice sumă, cât de mică, strânsă în cont, crește șansa Nicoletei. Părinții ei au deschis un cont la BRD Vaslui. BRD Vaslui, RO 41, BRDE 380, SV 300, 36, 55, 3800, titular de cont Ana Maria Costin, sau la numărul de telefon 0741 414 661. Vreau să merg în picioare. Mă joc. Da? Da. Portarul Zoti a îngropat Vasluiul în amicalul cu Cuban Krasnodar, gafând la reușita rușilor după ce în prima repriză a blocat două șanse de gol ale elevilor lui Dan Petrescu. Inacio are mult de muncă, vedetele galben-verzilor, bifând un nou meci neconvingător. Prima repriză a adus un plus de tehnicitate pentru FC Vaslui, care a controlat destul de bine jocul. Prima ocazie a aparținut chiar lui Adaiton, care a trimis milimetric peste transversală din lovitură liberă din apropierea careului de 16 metri. Nici în doi nu a reușit să-și desprindă echipa pe tabelă, bombeul acestuia oprindu-se în brațele portarului rus. La Vaslui s-a remarcat și portarul Zoti, care l-a blocat în două rânduri pe Urena. Costaricanul nereușit să-l mingă nici în situația de 1-1. Ocazia reprizei a aparținut lui Nicolae Stanciu, care l-a obligat pe portarul de la Cuban să scoată lovitură liberă de pe linia porții, minutul 28. Pe final de repriză, Endoie își mai încearcă încă o dată șutul de la distanță, însă fără succes. Omul primei părți a fost Zoti. Ionov a profitat de gafa lui Anderson, însă nu l-a putut învinge pe portarul vasluian din postura de singur cu adversarul. La reluare, vasluienii trec în două rânduri pe lângă deschiderea scorului.
Braganca a fost destul de șters și în partida cu Guban Krasnodar. Mijlocașul portughez nu s-a integrat în sistemul tactic al lui Inacio, pierzând cu ușurință foarte multe mingi. Și de această dată, tehnicianul Vaslui a folosit o formulă nouă de joc, axată pe sistemul 4-4-1, preferându-l în centru apărării pe Anderson, în locul lui Pap, lăsat pe bancă. De altfel, ultima achiziție a vaslinilor a lăsat o impresie bună, greșind o singură dată pe final de primă repriză. Și Paito s-a acomodat repede la noua sa echipă, dovedind că poate fi o soluție pe banda stângă a apărării galben-verzilor. La mijloc, Inacio l-a trimis în prima repriză pe internațional de tineret Nicolae Stanciu, care a făcut un meci destul de bun. Atacul a fost asigurat de Tenvan Gera, care însă a avut puține oportunități. Lucian Sămărtean nu a fost folosit nici în partida cu Guban Krasnodar, Inacio preferându-l pe Nicușor Stanciu. Internaționalul român este în urmă cu pregătirea, iar antrenorul galben-verzilor speră să se pună la punct până la reluarea campionatului. Sămărtean a beneficiat și de câteva zile de pauză, mergând în țară, pentru a-și rezolva o serie de probleme personale. Suporterii de la FC Vaslui sunt alături de Handball Club Vaslui, demarând o amplă campanie de atragere a vasluienilor la meciul cu CSM Bacău. Suporterii de la Peluza Nord Vaslui au demarat o campanie de atragere a vasluienilor la partida de handbal masculin dintre HC Vaslui și CSM Bacău. Fanii galben-verzilor au împânzit orașul cu afișe, prin care îndeamnă pe vasluieni să vină alături de echipa pregătită de cuplul Liviu Gugleș-Laurențiu Cosma. Vino să fim alături de echipă în unul dintre cele mai importante meciuri din lupta pentru promovarea pe prima scenă a handbalului românesc. Acolo unde orașul nostru a fost reprezentat cu succes în trecut, iată ce spune afișul postat în tot orașul și în unitățile liceale. Este o acțiune independentă de clubul de handbal. Am decis să fim alături de echipă care are nevoie de susținerea în această perioadă. Peste 100 de afișe au lipit în oraș, la licee și școli, a spus unul din membrii Peluzei Nord. Arbone trimite la Moldovanu. Caciuc. Absent în primele două etape ale returului, Alexandru Vasiliu speră să poată evolua în partida de duminică. Noul capitan al vasluienilor susține că încă nu este refăcut complet, însă vrea să-și ia revanșa în fața băcăuanilor. Încă mai simt durere la genunchi, sper să fiu ok la ora jocului și să intru în poartă. Va fi un meci dificil pe care dorim să-l câștigăm, a spus Vasiliu. Este convins că seara sporturilor va fi plină la ora meciului și speră să nu-și dezamăgească suporterii. Mirela Lavri și Larisa Arcip vor participa la campionatul balcanic de atletism de sală de la Istanbul, care va avea loc pe data de 18 februarie. Mirela Lavric va participa la campionatul balcanic de atletism în sală de la Istanbul. Atleta va concura la 800 de metri, dar și la ștafeta de 4x400 de metri. Ea speră să obțină baremul care să-i permită să concureze și la campionatele mondiale de sală, ce vor avea loc tot la Istanbul. Merg la Istanbul cu gândul să obțin baremul la 800 de metri, care să-mi poată permite participarea la mondialele de sală. Este o competiție destul de grea, însă sper să fie bine și să obțin un timp cât mai bun. Îmi iese din ce în ce mai bine pregătirea decurgând normal. Spun că sunt pe drumul cel bun și îmi doresc să-mi ating toate obiectivele din acest an, a declarat Mirela Lavric. La balcan Canada de la Istanbul va merge și Larisa Arcip, sportiva urmân a luat startul în proba de 1500 de metri. Delegația României va pleca vineri 17 februarie, urmând ca pe 19 februarie să revină acasă. Vremea aparent s-a mai liniștit, ninsorile au părăsit acest colț al Moldovei, urmând din acest final de săptămână ca temperaturile să fie ceva mai ridicate. Imediat putem urmări rubrica meteo pentru amănunte. Thank you.
Doamnelor, domnilor, aici punem punct știrilor. Vă mulțumesc pentru faptul că ne urmăriți. Vizionare plăcută în continuare și nu uitați www.tvtotal.ro, sursa voastră de informare, unde puteți fi și voi reporteri. Numai bine, la revedere!